Festivalul Daco Roma Andrubeta, eveniment ce a ajuns anul acesta la cea de-a cincea ediție, a avut loc weekendul trecut în centrul municipiului nostru. Oamenii au venit cu mic, cu mare la festival pentru a admira costumele antice, iar copiii au fost acaparați de lupte, parada dacilor și a romanilor. Și mai mulți sau mai venit din mulți, așa decât credeau romanii. Festivalul Daco Roman recrează cu fidelitate aspecte din viața cotidiană a dacilor și romanilor pentru ca noi să vedem cum trăiau strămoșii noștri acum 2000 de ani. Severinenii au venit în centrul orașului să admire costumele antice, iar copiii au fost acaparați de lupte și de parada dacilor și a romanilor. Nu s-au dat învinși? Severinul este un oraș încărcat de istorie. De pe aceste meleaguri luând naștere poporul român, astfel că noi avem obligația să promovăm această zonă emblematică pentru comunitatea noastră. Iar asta știe cel mai bine edilul orașului, Marius Creciu, care de fiecare dată a dorit să pună în valoare municipiul nostru. A cincea ediție a Festivalului Drubeta, Daco Roman, ne bucurăm că, în primul rând, ne bucurăm că avem vreme frumoasă. Sunt foarte multe lucruri de văzut în această perioadă, în aceste două zile în turnul Severin. Încercăm să reconstruim istoria noastră. Drobeta este un oraș de 2000 de ani, cu trei perioade distincte, antică, medievală și modernă. Noi reconstruim perioada antică, dansuri, lupte de gladiatori, ateliere, prelucrare os, prelucrare lemn, prelucrare metal. Încercăm să aducem istoria în atenția severinienilor, a turiștilor și, în principal, a copiilor noștri. Cum vedeți, sunt foarte mulți copii, foarte mulți tineri. Este important să știe și ei ce era acum 2000 de ani aici. Parada războinicilor romani și daci, antrenamentele soldaților și gladiatorilor, precum și demonstrațiile militare, sunt unele dintre numeroasele activități care au avut loc. Drobeta era un oraș de răscruce a drumurilor pe uscat și pe apă, care duceau la nord și la sud de Dunăre. Devenise primul centru urban din regiune și al treilea din Dacia, după Ulpia Traiana, Sarmisegetuza și Apulum. Evenimentul de anul acesta a fost un real succes și a strâns foarte mulți oameni în centrul orașului.